În ceea ce privește statutul noi asociații de transport metropolitan, edilul Ploieștiului Andrei Volosevici este de părere că în varianta propusă de Consiliul Județean Prahova îi oferă municipiului un singur vot, ceea ce înseamnă că localitățile mai mici din vecinătate ar putea ajunge să ia decizii care vizează atât transportul de călători între localități, cât și cursele din interiorul municipiului. Sunt localități care au intrat în această zonă 12 la număr, printre care și OAT-ul, Consiliul Județean, care și-au votat deja acest statut. Eu îi înțeleg pe ei. Da. Mi-ar fi foarte greu să ne înțelegem pe noi. Ca să spun așa, în contextul în care, în urma unor discuții politice, lucrul ăsta fie adoptat. Sau dacă ne înțelegem, vreau să fie clar pentru toți proieștenii care sunt în pericol. E posibil ca în urma procedurii de achiziții să rămână TCE-ul cel care să câștige și să furnizeze serviciul de ordine. E posibil, nu? Adică nu vreau să-i spun, dar e posibil să nu. Astfel, primarul spune că există în teorie și posibilitatea ca TCE să nu fie selectată pentru a efectua aceste curse, ceea ce ar lăsa firma de transport în comun a municipalității fără activitate. Atenție, ADI-ul va face o procedură de achiziții în care va câștiga, în conformitate cu prevederile legale, cine va câștiga. Poate fie TCE sau SECE Vasilică SRL, care SECE Vasilică SRL va folosi și patrimoniul TCE-ul. În ceea ce privește posibilitatea ca viitorul ADI pentru transport metropolitan să gestioneze doar cursele între localități, nu și pe cele derulate exclusiv în interiorul Ploieștiului, primarul a răspuns că această ipoteză ar lăsa cumva fără obiect asociația. Există orice posibilitate. Adică se constituie ADI-ul, se face o formă de conducere, în forma de conducere noi avem un vot, la fel ca toți ceilalți, punând un patrimoniu cu o valoare evident diferită, da? După care deciziile se au în sensul ăsta, pe baza deciziilor, această formă de conducere, aprobă un caiet de sarcini care este trecut și prin consiliile locale, se ține procedura de achiziții în care poate să câștige și TC sau, repet, și SECE Vasilică SRL. Edilul a mai spus că este necesar ca acordarea subvenției de la buget pentru pensionari și alte categorii de călători să nu stea în votul întregii asociații.